Faceți două jucării și vă mai rămâne și un pic de fir. Aici am cafeniu acesta frumos, 100 cu 18 are codul. Vă mai arăt încă o dată. Să vedeți cât de simplu. Aici lăsăm un pic de fir mai mult, fiindcă vreau să începem pe 12 piciorușe scurte, da? Și las un pic de fir mai mult. Sper să reușesc să strâng cercul magic ca să nu stric eu aici firul. Un ochi de lanț și haide să lucrăm 12. 1, piciorușe scurte. 2, 3, 4, încerc să nu strâng foarte tare. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și haide să vedem dacă reușesc să strâng de acest cer magic de fir, să nu mi se rupă. Am reușit. Perfect. Bun. Și acum, în fiecare ochi, voi lucra câte două piciorușe scurte și voi obține 24, 2, 3, 4, vedeți că e un număr în continuare, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deci la acest rând vom spori din 3 în 3. Da, fiindcă dacă e să începem cu 6, dublăm 12, din 1, 1, 18, noi și noi avem 24, da, am încurcat un pic. Bun, deci am făcut în primele 3 ochiuri câte un picioruș scurt, în următorul sporesc, 1, 2. Pe acest rând vom spori din 3 în 3 și vom obține 30 de piciorușe scurt. La următorul rând voi spori din 4 în 4 și voi obține 36 și la următorul voi spori din 5 în 5 și voi obține 42 de piciorușe scurte. După care voi lucra 3 rânduri formate din 42 de piciorușe scurte. Așa arată pălăriuța până în prezent. La următorul rând vom spori din 6 în 6 și acesta este ultimul rând. În primele 6 ochiuri vom face câte un picioruș scurt, după care în ochiul 7 vom spori și tot așa tot rândul. Dragii mei, jucăria noastră de pluș este gata, am cusut și mânuțele pe lateral, după cum vedeți, pălăriuța este gata, i-am întors un pic aici marginea să-l fac și mai simpatic, da? Super, super! Dacă doriți să vină pălăriuța mai pe ochi, puteți să mai faceți încă un rând de piciorușe scurte aici la final, dar eu am lăsat-o așa. Și ca să fie și mai simpatic și mai simpatic, haideți să facem o gentuță. O gentuță foarte simplă. Începem tot pe 6 piciorușe scurte. O primă buclă, două ochiuri de lanț și, bineînțeles, în primul ochi 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, începem din primul ochi și
facem sporiri. În fiecare ochi câte două piciorușe scurte. Două, haideți să numărăm în continuare. 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La următorul rând vom spori astfel. În primul ochi, un picioruș scurt. În al doilea, două piciorușe scurte. În al treilea ochi, un picioruș scurt. În al patrulea, două piciorușe scurte. În al cincilea, un picioruș scurt. Și în al șaselea, trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Acum, în următorul, un picioruș scurt. În următorul, două piciorușe scurte. În următorul, un picioruș scurt. În următorul, două piciorușe scurte. În următorul, un picioruș scurt. Și în următorul, trei piciorușe scurte. Scoatem semnul și vom ridica, vom lucra. Deci dacă la rândul anterior am avut 12, acum avem 20 de piciorușe, fiindcă ați văzut că am avut două sporiri cu câte 3 piciorușe. Și din acest motiv, în loc de 18, avem 20. Voi lucra două rânduri formate din 20 de piciorușe scurte, adică în fiecare ochi doar câte un picioruș scurt. Gata și gentuța noastră și la ultimul rând vom face un rând de pasul racului. Vom introduce în primul ochi și vom face un ochi alunecat, da? Și acum ne vom duce înapoi. În fiecare ochi vom introduce croșeta astfel. Vom scoate firul. Avem două fire. Scoatem prin amândouă. Da? În următorul ochi introduc, după cum observați, merg înapoi. Introduc croșeta, scot firul și fac un picioruș scurt. Introduc croșeta, scot firul, fac un picioruș scurt. Scot prin amândouă buclele. Însă îmi iese acest fir răsucit, pasul racului. Și este o terminație, zic eu, foarte frumoasă la multe dintre proiectele noastre. Gata și gentuța. Vom face o toartă din ochiuri de lanț, atât cât este necesară să stea gentuța de după gât. Introducem și aici, în ultimul ochi, la bază și mai fac încă un, da? Vreau să scot printr-o buclă, ultima buclă, uitați, astfel. Gata, tristuța noastră, da? Uitați. Și acum voi face ochiuri de lanț. Haideți să vedem câte sunt necesare. Lucrăm și măsurăm, lucrăm și măsurăm. Ca să atașăm noi această gentuță pe corpul
jucărioare noastre. Ca mai apoi să putem agăța de partea cealaltă. Da? Ia să vedem. Deci aș vrea așa, într-o parte, să vină și o voi prinde, uitați, aici. Oh, ia uitați, perfect. Da, minunată. Minunată. Perfect, perfect. Ne ducem în capătul acesta, introducem pe lateral, scoatem și tragem fir, încă un ochi de lanț. Voi tăia un pic mai lunguț. Scuze, am scăpat croșeta. Așa. Ascund firul în lucru. Și fie pot să las gentuța așa desfăcută, fie pot să o prind din loc în loc cu acest fir, da? Ca să înțelegeți. Uitați, am să introduc foarte puțin, pot și așa să fac, dar nu voi, doar voi introduce un pic firul, dacă e nevoie eu îl scot, da, să vedem. Cum dorește copilașul pentru care eu am lucrat această minunată poșetuță. Haideți să ascund aici în lucru totuși. Las aici căpețelul, încă se vede. Se vede clar. Ia să pun că merge și așa. Foarte frumos. Cât îmi place, Doamne, cât îmi place alt proiect drăgălaș. Minunat. Și pe aceasta o puteți prinde din loc în loc cu ac și ață, dragii mei. Și să stea pe căpșor, să fie fix. Ce părere aveți? Minunată. Vă invit cu drag să o lucrați și pe aceasta. Pregătim pentru tolba moșului jucărioare pentru copii. Acest fir este minunat, nu vreți să știți cât este de plăcut la atingere. Toate cele bune, dacă v-a plăcut, lăsați în comentarii. Vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu. Știți că totul este gratuit și dacă nu v-ați abonat, nu ezitați să o faceți, fiindcă vom forma o familie din ce în ce mai mare și o echipă bună. La revedere, dragii mei, toate cele bune!